Da, cred că principalul lucru pozitiv în momentul de față în online în România este că utilizatorii sunt din ce în ce mai inteligenți. Respectiv, încep să facă diferența mult mai bine între produsele online făcute pentru ei. Și asta, coroborată cu faptul că consumul de media online este din ce în ce mai mare, respectiv din ce în ce mai mulți internauți, din ce în ce mai mulți oameni care consumă produse media pe internet, asta cred și sper că va forța o alocare mult mai mare de bugete pe industria asta, astfel încât să crească piața. Tu la cât crezi că studiul IAB este relevant în ceea ce privește... N-am citit studiul IAB, nu știu.